În perioada 21-22 mai 2013 a avut loc la Sinaia conferința națională anuală Pioneer Farmers Club, un nou concept desfășurat sub motoul A Taste for Technology, oferit celor peste 130 de invitați, o formă de încurajare și fidelizare a tuturor fermierilor cu care compania are relații. Astăzi a fost chiar o zi, sau va rămâne o zi memorabilă pentru compania Pioneer, pentru că am reușit să facem ceva ce ne-am propus, aș putea spune, de câteva luni, dar am așteptat ca clienții noștri, oamenii cu care lucrăm, prietenii noștri, cu aș putea să le spun, să termine lucrul pe câmp, să semene, ca să poată să vină să petreacă alături de noi. Nu numai să petreacă, dar să fie prezenți la această conferință, conferința anuală Farmer Club, Pioneer Farmer Club, care nu putea să ofere decât cunoștințe noi, informații noi și, bineînțeles, bună dispoziție. Spuneți-ne în câteva cuvinte despre lansare, despre acest nou produs. De fapt, noi astăzi am lansat o gamă de produse care se numește Aquamax. În această grupă de hibrizi sunt cuprinse produsele care oferă fermierilor noștri o mai multă siguranță în ceea ce privește toleranța la secetă. Sunt hibrizi în mai multe grupe de maturitate care le asigură o producție, am putea spune, constantă sau un plus de producție în cazul în care avem condiții normale de cultură, ploi și apă care este necesară porumbului, un plus de producție de 3%, iar dacă avem secetă, acești hibrizi vor oferi 5% mai mult față de ceilalți hibrizi care există în cultură. Puteți să ne dați așa exemple, pentru că fermierii mi-au spus că au cumpărat de la dumneavoastră hibrizi rezistenți la secetă și au fost mulțumiți. Majoritatea hibrizilor pe care noi îi comercializăm au o anumită rezistență la secetă. Deci Pioneer este cunoscut prin acest lucru. Ce pot să vă spun că anul acesta am lansat 3 hibrizi, e vorba de P9175, P0216 și P0412. Cei ultimi doi fac parte din grupa FAO 450-500, iar primul din grupa FAO 300. Urmează în anii următori să venim cu hibrizi în această grupă Aquamax, hibrizi noi. În fiecare an cercetătorii noștri lansează sau ne oferă nouă celor de la vânzări produse noi care să vină în întâmpinarea dorințelor, nu neapărat a dorințelor, ci a necesităților fermierilor care, din păcate sau din fericire, să facă agricultură în această zonă unde, după cum ați văzut, seceta și arșița nu ne mai ocolesc. Fermierii prezenți astăzi au fost încântați de oaspetele nostru, mai ales că a abordat acea problemă de care s-au lovit ei acum cu aflatoxina. Pioneer în Statele Unite este lider în nutriție animală. De câțiva ani și în România am vrut să importăm toate cunoștințele pe care le are Pioneer și toate cercetările care sunt făcute în alte state. Fermierii noștri, noi avem nevoie de hrană. Tot ce producem pe câmp trebuie să intre în hrana animală. Dacă nu avem animale, unde vindem porumbul? Cui îl vindem? Ce facem cu el? Iar am răspuns la această întrebare prin această implicare în nutriție animală și având o experiență atât de îndelungată în alte țări din lume, am considerat că colegul nostru, Bill Mahana, care este profesor în nutriție animală, și să vină să împărtășească din cunoștințele sale colegilor noștri din România, fermierilor din România, iar acest subiect care este foarte cald, aflatoxina, am considerat că este necesar ca un cunoscător foarte bun în acest domeniu să împărtășească și colegilor noștri de aici că această problemă există și în alte state din lume. Această problemă poate fi oprită sau poate fi prognozată sau putem lua măsuri ca să nu avem această boală Aspergillus în cultura de porumb și să nu o transferăm în siloz. Pentru că, de fapt, după cum ați văzut și a înțeles toată lumea, această micotoxină este, de fapt, produsul unei bacterii care se găsește în câmp, pe porumbul cultivat, în anumite condiții se dezvoltă, la temperaturi foarte mari, așa cum am avut noi anul trecut, și umiditate ridicată, am recoltat porumbul și am transferat acest dăunător în siloz. Și, bineînțeles, și a produs această micotoxină. Dar, după cum ați văzut, nu trebuie să fim atât de speriați de acest lucru, toată lumea o cunoaște, toată lumea trăiește cu ea, trăim cu ea, doar trebuie să o prevenim
prin anumite măsuri și să avem grijă și să vedem cu ce hrănim animalele în final. Ați spus în emisiunea trecută când am prezentat așa o avanpremieră a acestui eveniment că în clubul dumneavoastră sunt în jur de 600 de fermieri. Credeți că până la finele anului acest număr se va mări? A, cu siguranță se va mări pentru că acest proiect continuă și cu sezonul de rapiță și suntem siguri că o parte din cultivatorii de rapiță vor deveni membrii Farmer Club pentru că cu siguranță vor cumpăra sămânță Pioneer, iar așa cum v-am spus, foarte mulți dintre cei care cumpără acum lucernă și produse microbiologice inoculanți pentru siloz vor deveni și ei membrii Farmer Club. Mi-aș dori foarte mult să am o grupă separată de membri care să aparțină zootehniștilor, crescătorilor de animale, pentru că e frumos să-i aduni împreună culturi diferite, nu neapărat obiceiuri diferite, dar meserii diferite. Mai faceți un club? Mi-aș dori, poate, da, de ce nu? De ce nu? Pioneer este deschis la orice inițiativă și orice idee bună o putem implementa pentru că suntem o echipă tânără, suntem o echipă formată din oameni care își doresc foarte mult să aibă succes și atunci orice se poate realiza. Iată și câteva opinii despre acest eveniment organizat de compania Pioneer. Ați asistat la o conferință în care s-a vorbit și despre nutriția în fermele de taurine. O tehnologie modernă, o aplicați la dumneavoastră în fermă? Da, păi mai mult a fost o prezentare pentru a încerca să evităm anumite probleme, în special aflatoxina, de genul problemelor cum a fost anul acesta, care ne-a afectat atât, în principal financiar, în mod financiar, ne-a scăzut prețul la lapte, s-a făcut o publicitate negativă, a scăzut consumul de produse lactate și de lapte din România. Domnule doctor, ce ați învățat de la acest simpozion? Mai ales că am avut onoarea să îl ascultăm pe un cercetător american. Am venit în mod expres să-l reascult pentru că l-am ascultat și data trecută și vreau să vă spun că ne-a prezentat subiectul cel mai interesant, cel mai important la această oră, toxinele din furaje și implicit din lapte. La dumneavoastră în fermă, cum se face silozul? Campania de însilozare este cea mai importantă pentru noi. Avem experiență foarte mare, suntem organizați pentru a recolta și a dimensiona particulele de plantă la un centimetru ca să fie eficientă însilozarea. Facem recoltare foarte rapidă, e o adevărată sărbătoare, ce tocăm ziua împreună cu toate tractoarele care sunt în unitate, tasăm seara și ajungem ca în câteva zile să închidem un silos de 1500 de tone. Dumneavoastră aplicați în ferma dumneavoastră la însilozare toți pașii ca la carte? Trebuie să aplici tehnica, că altfel nu poți să produci un siloz de calitate. De exemplu, la siloz, am văzut acum americanul prezentat la siloz și data trecută am fost să nu, de exemplu, să nu dăm foarte mult silozul, pentru că sunt foarte multe bacterii în apă. Și atunci am văzut, ei nu folosesc apă la siloz. Deci iau un produs, un inoculant, care practic se dă în timp ce tot silozul. Și noi folosim, am început să folosim și noi fermierii ca afară, inoculantul acela, care nu practic nu lasă să fermenteze planta ca să producă mucegaiul acela. Dumneavoastră, cum faceți silozul în fermă? Da, avem utilaje, deci de tocat și de transport și îl tasăm, iar la fel cu utilaje adecvate în acest scop. Sperăm cu inoculanții acest ce o să-i folosim de anul acesta, să avem un randament mult mai bun la lapte, la carne, la hrana animalelor, să o mănânce mult mai bine. Sunteți unul dintre fermierii deschiși la tot ce înseamnă nou în tehnologie în special?
Da, numai că în ultimul timp ne confruntăm și cu ceea ce se întâmplă în natură, respectiv seceta din anul trecut, care ne-a pus mari probleme și am fost foarte bucuroși că am reușit să facem un siloz. Mai puțină calitate a fost, dar am fost foarte bucuroși că am reușit să-l facem. Deci noi ne confruntăm cu mai multe probleme decât cele strict teoretice legate de calitatea acestui furaj. Sunt interesante aceste conferințe, simpozioane ale firmelor pentru dumneavoastră fermierii, ceea ce auziți aici și aplicați în fermă sau mai faceți rabat de la tehnologie? Rabat nu prea poți să faci, că te înșel pe tine. Dar ce, astea simpozioane sunt de bun augur. Înveți multe, nu sunt făcute numai chiar să fii plecat de acasă. Să vii la așa ceva, trebuie să-ți lași și tu din timpul de acasă, că este și treaba acolo, dar ai multe de învățat. Și în fiecare an vin cu ceva nou.